Sfintele Arhimandrit Rafaim a plecat în viața de dincolo, părăsind această lume efemeră, plină de necazuri și de provocări. Potrivit gândirii noastre, a oamenilor, în special a celor care l-am cunoscut, l-am iubit și prețuit pe Părintele Rafael și continuăm să o facem, Părintele a plecat prematur, prea devreme din această lume, pentru că noi toți găseam în persoana Părintelui Rafaim un reper duhovnicesc, un sprijin, un mare rugător. Dar această constatare este doar omenească, că Părintele a plecat mult prea devreme din această lume. Noi însă, iubiți credincioși, nu trebuie să ne implicăm categoric în planul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Pentru că Dumnezeu are în mod individual un plan cu fiecare dintre noi. Și dacă a rânduit ca pe Părintele Rafael să-l ia la sine, atunci noi trebuie să spunem, cum spunea odinioară un drept al Vechiului Testament, dreptul Iov, cel care avea familie, copii, soție, bogății materiale și când a fost încercat de Dumnezeu și a pierdut și familia și bogățiile, rămânând pe un morman de cenușă. Ce a zis dreptul Iov? Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Și când s-a plinit vremea, numai de vreme, și nu prematur, și nu subit, dar exact când s-a plinit vremea, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, la plinirea vremii, Hristos a venit în această lume. Exact, la plinirea vremii, Hristos l-a chemat la sine pe vrednicul său rob, pe monacul simplu și bun și cu minte și smerit și răbdător, Rafael, cel care a avut demnitatea de arhimandrit. Părintele, având acest buchet de virtuți ce izvorau din ființa sa, din interiorul său, a făcut ca în jurul său să odrăslească o obște monacală consolidată, exemplară, astfel încât obștea de la Nicoreni este aproape cea mai numeroasă obște de monahi din țara noastră. Din mănăstirile noi ale Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova, Mănăstirea Nicoreni, alături de Mănăstirea Zăbriceni, de Mănăstirea Marta și Maria, este cea mai frumoasă mănăstire. Edificiile sunt deosebite, dar mai cu seamă, frumoasă este rânduiala monacală așezată aici. A avut grijă, Părintele, ca viața monacală să fie bine așezată și nu a făcut-o din capul său. Rânduiala și pravila monacală așezată în această mănăstire nu a fost o decizie subiectivă, personală a Părintelui Rafael, deși el avea o experiență bogată în cele monahale. Părintele, înainte de a săvârși orice lucrare,
solicita binecuvântarea înaltpreasfințitului nostru Mitropolit Vladimir, pe care îl iubea fiești și de la care primea binecuvântare și sfat bun părintesc. În afară de aceasta, Părintele îi cerceta și consulta sfatul duhovnicesc al marilor duhovnici din diferite laturi ale lumii ortodoxe. Ziua de 13 octombrie, dragii mei, iubită obște monahală, este o zi de sărbătoare. Pentru că ziua de 13 octombrie, începând cu anul 2020 și în continuarea anilor, pentru mănăstirea Nicoreni, pentru toți pelerinii care netezesc cărările cu pașii lor spre această mănăstire, pentru toți preoții fii duhovnicești ai Părintelui, această zi, reiterez, de 13 octombrie, este o zi nu doar de pomenire a Părintelui Rafael, ci și una când noi consemnăm nașterea Părintelui pentru veșnicie, pentru patria cerească. În amintirea Părintelui Rafael, ca un simbol spiritual, s-a anunțat această propoziție. Am avut binecuvântarea Metropolitului pentru a sfinți locul viitoarei propoziții. Iar fiind încă Părintele Rafael în viață, împreună, de asemenea, având binecuvântarea Metropolitului, am ales locul pentru propoziția. Metropolitul nostru vă mulțumește pentru că vă mențineți consolidați în jurul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe de Moldova. Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă ocrotească și să rămânem fideli mărturisitori ai adevărului, a lui Hristos, Cel care este calea, adevărul și viața, și Cel care ne-a spus nouă tuturor, și aceste cuvinte le-a așezat ale Mântuitorului și Părintele Rafael pe muchia sufletului său. Cel care crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Amin. Părintele Rafael, trăiește în sufletele și în inimile noastre. Și atâta timp va trăi și vom avea amintirea, cât noi ne vom ruga pe și ne vom bucura de splendoarea lucrărilor pe care Părintele le-a lăsat în această mănăstire și în inimile noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să vă aducă pace și mână cerească în sufletele noastre.